Un control ginecologic de rutină a scos la iveală o adevărată tragedie. S-a prezentat o pacientă care avea semne clinice că a născut de curând. Medicii spitalului au consultat-o și întrucât femeia nu a recunoscut că a născut, s-a fost anunțată poliția. Tot ce pot să vă spun este că este sub pază. În timp ce pacienta a rămas internată la maternitate, polițiștii au mers la domiciliul acesteia din cartierul Giulești. Au descoperit aici o situație greu de îndurat. Într-un șifonier cu o bandă adezivă la gură era ascuns un bebeluș fără suflare. Groaznic, dacă este așa. Abominabil, ce să mai discute? Nimeni nu este groaznic, nu poți să spui așa. Faci copilul mare? E o fată înaltă, slăbuță. Are un copil. Nu s-a observat. Eu, pe săptămâna trecută, am urcat cu ea în lift și nu. Dar ținea mână că nu așa și cu un copil care era mai nu știu câți ani. Ea a fost în concubina și cu un băiat, nu l-am mai văzut. Tânăra de 30 de ani, povestesc vecinii, nu ar duce lipsuri. Avea probleme, știți, să fie acum nu, probleme. Nu, că are părinții la țară, sunt... Are o stare materială bună. Întreține, le aduce mâncare, le aduce porc de Crăciun. Femeia, care este cercetată pentru pruncucidere, riscă până la 7 ani de închisoare. Astfel de cazuri sunt tot mai dese. Potrivit ultimelor statistici ale Poliției Române, doar anul trecut au fost înregistrate 26 de astfel de cazuri.